Salutare prieteni! În acest video o să vă învăț să dansați Alunelu, un joc din Oltenia. O să-l vedem mai întâi pe numărătoare și apoi o să rulăm introducerea și apoi o să intrăm în tutorial. 7 și Alunelu, Alunelu, hai la joc, să ne fie, să ne fie cu noroc. Alunelu, Alunelu, hai la joc, să ne fie, să ne fie cu noroc. Cine ora o să joace, mare, mare se va face. Cine nu juca de fel, să rămână mititel. Alunelul este un dans pe care îl predau la cursurile mele de începători pentru adulți, dansuri populare, și este un dans care este compus din trei părți. Nu o să-l dansăm pe muzică în videoul acesta, am făcut un video separat pentru asta. Găsiți linkul spre el în cardul de sus, dar și în descriere. Așa că după ce învățați pașii în acest clip, trebuie să mergeți la videoul în care îl dansăm pe muzică ca să exersați. Haideți să începem cu prima parte. O să mă întorc cu spatele ca să mă vedeți mai bine. Punem frumușel mâinile în șold, reglăm echipamentul, și vreau să pornim cu un pas lateral spre dreapta. Lateral, lângă, lateral, lângă, lateral și apoi avem două bătăi. Bătaie, bătaie. Haideți să mai încercăm o dată. Cu piciorul drept, trei pași spre dreapta. Una, lângă, două, lângă, trei, două, bătăi. Încă o dată cu tot poporul și un și doi și trei, pam, pam. Încă o dată, toată lumea. Un și doi și trei, pam, pam. Este simplu, o să vă arăt și din acest unghi. Pornim cu piciorul drept și haideți să și cântăm. Alunelul, alunelul, hai la joc. Încă o dată și Alunelu, alunelu, hai la joc. Și ultima dată, alunelul, alunelul, hai la joc. Ok, să ne fie să ne fie cu noroc, o să fie spre stânga. Pornim cu piciorul stâng și avem. Să ne fie să ne fie cu noroc. Încă o dată și să ne fie să ne fie cu noroc. Și încă o dată. Să ne fie, să ne fie cu noroc. Haideți să combinăm cele două părți și să obținem partea întâi a alunelului nostru. Și avem 1 și 2 și 3 și 4, 5 și 6 și 7 și 8. 1 și 2 și 3 și 4, 5 și 6 și 7 și 8 exersăm împreună. Nu sta pe scaun, nu așa se învață. 1 și 2 și 3 și 4 5 și 6 și 7 și 8. 1 și 2 și 3 și 4 5 și 6 și 7 și 8. Aș vrea să vă spun câteva lucruri legate de cum ne ținem genunchii când facem acest pas și de asemenea și cum facem bătaia aceasta, pentru că am constatat în cazul elevilor mei că se pot face multe greșeli, pot fi, sunt posibile multe greșeli. Da? Și o să mă întorc din unghiul acesta pentru a vă arăta. Vreau să flexăm genunchi. Nu vreau să stăm cu genunchii întinși. Dacă stăm cu genunchii întinși când ne mișcăm, nu neapărat la acest dans, dar în general, mișcarea o să arate băț, așa, stif, încordat, o să arate nenatural. Da? Așa că din poziția aceasta vreau să flexăm ușor genunchi. Nu genunchiem, dar nici nu stăm cu genunchi întinși. Îi flexăm ușor. Mergem, o să pornim spre dreapta. Când facem pas lateral spre dreapta, vreau să punem toată talpa jos, toată talpa jos, toată talpa jos, toată talpa jos, toată talpa jos. Când batem, la fel, vreau să punem toată talpa jos. Să batem, ia uitați, faceți cu mine. Bat cu toată talpa și când bat, simt și călcâiul ca că atinge podeaua, simt și pingeaua ca atinge podeaua și simt de fapt toată talpa care atinge podeaua. Nu vreau să bateți așa, am mai văzut această variantă, asta este o, o, greșeală. Da? Sau doar cu călcâiul. Doar dacă dansul o cere, da? alunelul nu o cere. Da? Pingea. Nu pe pingea, nu așa. Pe toată talpa. Da? Haideți să facem tot pasul împreună din lungul acesta și să încercăm să aplicăm ce am discutat. Da? Mergem spre dreapta și avem Alunelul, alunelul, hai la joc Să ne fie, să ne fie cu noroc Alunelul, alunelul, hai la joc Să ne fie, să ne fie cu noroc Bun, și asta este partea întâi. Haideți să trecem la partea 2. Partea 2 constă din doi pași lateral și o bătaie. Da? Prima parte a fost cu trei pași, partea a doua este cu doi. Ia să vedem. Uh, alunelul, alunelul, hai la joc, să ne fie, să ne fie cu noroc. Cine hora o să joace? Cine hora? Prima parte, da? Și cine hora? Toată lumea. Cine hora? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toată lumea din nou. 1, 2, 3, 4. Și încă o dată. 1, 2, 3, 4. Am făcut spre dreapta. Haideți să facem și spre stânga. Și același lucru. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 și 4.

7, 8 1, 2, 3 și 4, 5 și 6, 7, 8, lângă Și asta a fost partea a 2 Haideți să combinăm primele două părți Doar primele două părți Și avem Alunelul, alunelul, hai la joc, să ne fie să ne fie cu noroc. Alunelul, alunelul, hai la joc, să ne fie să ne fie cu noroc. Cine hora o să joace mare, mare se va face. Rămânem pe partea doi chiar dacă acum ar trebui să fie partea 3. Una, două, trei, pam, pam, am reluat cu partea 1. Una, două, trei, pam, pam, una, două, trei, pam, pam. Partea 2, partea 2, partea 2 și partea 2 și partea 1. Partea 1. Partea 1. Partea 1. Ultima dată. Alunelul, alunelul, hai la joc. Să ne fie, să ne fie cu noroc. Alunelul, alunelul, hai la joc. Să ne fie, să ne fie cu noroc. Cine hora, o să joace Mare, mare se va face Cine nu juca de fel Să rămână mititel Ok, prieteni, cam asta a fost primele două părți din Alunelul. Dacă până acum vă place acest video și vreți să ne ajutați, vă invit să mergeți mai jos în comentarii și să scrieți alunelul, alunelul, hai la joc! Și bineînțeles să dați un like acestui video. Pe noi aici la Les ne ajută foarte mult când voi interacționați cu videourile noastre. Acestea fiind spuse, haideți să vedem care este partea numărul 3. Partea numărul 3 o să pornească tot spre dreapta. Și avem o acțiune de balans. Lateral punctez, lateral punctez, lateral punctez. O luăm încet. Și avem una, două, doar balans. Pam, pam. Cu pas, bătaie, pas, bătaie, pas, bătaie, pas, bătaie. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt și. Ok, ne-am obișnuit cu această mișcare de balans. Haideți să o punem, să-i punem și cealaltă parte, da? Celălalt sos. Și avem. Cine nu juca de fel să rămână mititel? Cine nu juca de fel să rămână mititel? Adică avem trei balansuri și două bătăi. Let's go! Una, două, trei, pam, pam. 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 Și din unghiul ăsta, și. Una, două, trei, pam, pam. 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 Ultima dată. Una, două, trei, pam, pam. Una, două, trei, pam, pam. Facem toate cele trei părți legate. Haideți să facem împreună. Cel mai ușor mod de a reține acest dans este să cântați, cum am făcut eu mai devreme, să memorați cuvintele acelea frumoase by the way și să le facem să le, <coughs> să le cântăm în timp ce dansăm. Hai, toată lumea, pornim spre dreapta. Brațele le putem ține fie aici la W, fie la A, fie pe umerii colegilor. Cum decidem noi atunci când suntem la parte și îl uh, dansăm. Pornim. Partea întâi Alunelul, alunelul, hai la joc, să ne fie să ne fie cu noroc. Alunelul, alunelul, hai la joc, să ne fie să ne fie cu noroc. Cine hora o să joace mare, mare se va face? Cine nu juca de fel? Să rămână mititel Alunelul, alunelul, hai la joc Să ne fie, să ne fie cu noroc Alunelul, alunelul, hai la joc Să ne fie, să ne fie cu noroc Cine hora o să joace Măr, mare, mare te va face Cine n-o juca de fel să rămână mititel. Ultima dată, alunelul, alunelul, hai la joc, să ne fie să ne fie cu noroc. Alunelul, alunelul, hai la joc, să ne fie să ne fie cu noroc. Cine ora o să joace, mare, mare se va face. Cine nu o juca de fel, să rămână mititel. Un lucru de știut. În acest clip, eu vă arăt alunelul după următoarea structură. De două ori, partea întâi. De două ori, partea doi. Și odată, partea trei. Acest lucru este valabil pentru anumite melodii de alunelul, dar nu pentru toate. Uneori trebuie să repetăm partea întâi încă o dată sau partea 3, să o facem de mai multe ori, până când se aude melodia ca și cum ar trebui să înceapă din nou partea întâi. Mai jos în descriere o să găsiți un link spre un playlist cu melodii pentru alunelul, pentru că vreau să vedeți mai multe instrumentații pe care puteți dansa acest dans și să vă adaptați în funcție de ce se aude în boxe. Bun, acum că v-am învățat pașii, vă rog să mergeți la videoul în care exersăm alunelul pe muzică. Este o chestie să înveți pașii și este o altă chestie să îi practici pe muzică. Este importantă repetiția pe muzică și na, este de fapt scopul final, adică partea cea mai fun. O să las linkul spre videoul în care dansez cu voi alunelul pe muzică sus în cart și mai jos în descriere. Dacă v-a plăcut acest tutorial, prieteni, vă rog să îi dați un like, vă rog să lăsați un comentariu mai jos, gen mi-a plăcut, mă ajută foarte mult. Sunt Sorin de la școala de dans Let's Dance, scopul nostru aici este să învățăm cât mai multă lume să danseze. Și dacă voi sunteți gata pentru o nouă provocare și știu că sunteți, dați click aici pentru a vedea și celelalte videouri ale seriei Oricine poate învăța stânseze, da, chiar și tu. Este seria noastră de tutoriale pentru începători. Și noi ne vedem la următoarea lecție, bineînțeles. Vă salut, aveți grijă de voi.